Uite, am vrut să ne jucăm un joc caritabil cu Delia. O să ne jucăm ce încap pentru un borcan. Te-ai jucat vreodată jocul ăsta? Murături. Da, bun. Practic, nu vrem să ne interzică și rubrica, deci nu, fără jocul ăsta de. Eu zic alfabetul, tu o să-mi zici stop și ne oprim la o literă. Trebuie să spunem cuvinte care încep cu litera respectivă și care încap într-un borcan. O să le evaluăm, să vedem cam cât ar putea să coste. Okay. Iar suma strânsă în urma evaluării va fi donată către Crucea Roșie. Okay. Pentru că tocmai a fost festivalul de prim ajutor Crucea Roșie Face 2015, pe care l-am și prezentat. Și chiar e nevoie să doneze cineva pentru oamenii care chiar se ocupă de prim ajutor în România. Bun. Deci okay? Suntem pregătiți să jucăm ce încap pentru un borcan, da? O să zic alfabetul. Și zici stop, da? Okay. A. Stop. F. Am zis-o foarte mamă, lent. De le... A, B. A, B, C. Păi așa zici. A, B, C, bun. D, F, da? Băgăm într-un borcan... Zic cu F. F. Ce încape într-un borcan cu F? Delia, prima. Hai să fie... Flori? Flori. Flori. Hai să evaluăm florile. Ai un... Depinde ce flori stai. Mici, oricum, pui doar... Să fie micuță, da. Deci dacă iei gerbera... Orhidee. 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 Bine, hai să... Cât 30 de lei? Un 30 de lei, cam e așa. Mai mult orhidee, mă. E mai mult orhidee. 50. Mai mult de 50. Cât e orhidee? Cât e orhidee? Hai, punem... Căutăm? Cât punem? O punem 100 de lei, 50 de lei. Cât gata, 50, stai. 50 de lei, auzi. Ce ai vorbit? Ai sunat la conducere? Mi-a făcut semn colega Cristina. Bun, deci 50 de lei. Am notat 50 odată aici. Eu bag în borcan, da, un fluier. Fluier. Și fluierul e scump. E undeva în jurul... Delia știe de să cânte la fluier. De flaut, depinde... Ia auzi. Da, flautul nu încape pentru un borcan. Nu contează. Borcane avem, stai puțin. E un borcan de murături. Un borcan, nu de la uriașul. E un borcan, e un normal. Borcan. Un borcanaș, un fluier în cape. Un fluier în cape, un flat. E un milion fluierul, cât e? Depinde de fluier, depinde de ce material. Un fluier de milion. Hai milion? Să punem 100 de lei, da. Poate să mai mult. Bun. Deci 100 de lei odată. Super. Eu bun furazolidon. E perfect. Am voie să pun furazolidon, nu știu, de vreo 30 de lei, ceva în genul ăsta. Notați acolo. Cred că e mai puțin, dar nu contează. Eu trec un flacon de parfum. Flacon de parfum. Scuze, n-am văzut, zic sticlă, că era bun. Acum hai să și găsim... Și dintr-o foarte scump și foarte de nișă, care nu se găsește la... Hai să găsim o medie, pentru că am cât ar putea foarte să coste parfum. Nu uita că noi... Delia, vezi că noi dăm bani ăștia. Dăm din buzul, din salariul nostru, deci bagă, da, acum lasă-ne să și mâncăm. Iure, mai am ce am zis înapoi la magazin. Nu, hai, nu, hai, flacon de parfum. Dacă îl punem la un milion, e ok, un parfum decent? Nu, nu. Hai, două. Ce parfum? Păi da, dacă are 5 mililitri, are 1 milion. E un flacon mic. Okay. Nu, nu te mai zgârci, mă. Testere. Nu te mai zgârci, mă. Hai să punem la... Hai 200. 200, 200 de lei. Ok. Ok, o medie. Am zis că e o medie între parfumurile... Bun, 200 odată. Eu bag fard de ochi. Na, cât e fardul? Cât costă? Depinde. Depinde. 100 de lei. Orice te mulțumește depinde, un fard de 100 de lei? Da. Punem încă 100 de lei? Da. 100 de lei. Mamă, mamă. Deci... Și hai să mai băgăm ceva. Ce mai băgăm? Vreau să ai, mai băgăm încă o singură chestie. Un, două chestii să mai bagi și un de un fular. Un fan. Un fan. Cum bagi fânul în borcan? Stai să evaluăm fularul. Fularul e 50. Așa. Acolo. Fânul, pe bune, Delia? Depinde de mărimea borcanului. Te rog frumos. Borcan e foarte mare acasă. Dar ce fân ai acasă tu? Și bagă fânul în borcan și trimite-ne poză. Deci dacă ne trimite Delia o poză cu un fân băgat în borcan după intervenția asta, este cea mai tare chestie pe care am văzut-o. Fân, cât costă un fân? Un fân? Un fân din ăla de voiaj. 100 de lei. 100 de lei. 100 de lei, gata. Acum a zis așa, 100 de lei. Totalul, da? Totalul în momentul ăsta 100, 200, 300, 500, 630 630 de lei donăm la Crucea Roșie. Și o să ne mai jucăm jocul ăsta cu artiștii. Îți mulțumim super mult, Delia.